ieri în Parlamentul României am trimis o scrisoare tuturor colegilor mei deputați și nu mă gândesc aici numai la cei din fracțiunea maghiară, că eu așa numesc fracțiunea maghiară, fiindcă eu nu sunt udemerist. Tuturor grupurilor politice am trimis, inclusiv celor independenți, prin care azi o să trimit această scrisoare spre știință domnului președinte Klaus Iohannis, doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă și domnului nou alesa șeful Camerei Deputaților, domnul Ciolacu. În scrisoare, eu cer ca în cadrul Comisiei Drepturilor Omului să ne așezăm la masă în septembrie și să redactăm, să discutăm despre o declarație de reconciliere română-maghiară. Eu cred că trebuie să punem capăt acestor tensiuni dintre români și maghiari. Ceea ce s-a întâmplat în Valea Uzului a fost ultima picătură, din punctul meu de vedere, în pahar. La cine folosește, cui folosește aceste tensiuni? Populației maghiar român? Nu. Poate partidelor politice care în campanie poate să aibă discursuri frumoase și... Dar eu spun, eu și cred că am dreptate, că trebuie să punem capăt tensiunilor și să stăm normal ca niște europeni la masa tratativelor, să discutăm, să vedem care sunt problemele și dacă am reușit în acest an, într-adevăr, să avem o asemenea reconciliere română-maghiară, eu cred că ar ajuta și pe cei din puterea de la Budapesta, dar și pe cei din la puterea de la București, să se așeze și dânsii la masa tratativelor și să fie o relație mult mai bună cum este în momentul de față. În scrisoare, eu vorbesc de problema Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, vorbesc de folosirea simbolurilor naționale, inclusiv a imnului, folosirea limbii materne, despre restituțiile bisericești școlare și, bineînțeles, despre Valea Uzului, dar nu în ultimul rând, cred că cazul Bekesőcs este un caz revoltător. Ei sunt închiși numai că sunt maghiari, ceea ce nu este normal într-o țară democratică și europeană. Eu cred în continuare că noi maghiari din Transilvania suntem acasă, nu trebuie să plecăm nicăieri, nu avem nevoie de aprobarea nimănui ca să ne simțim acasă și cred că în Europa nu mai există categorizarea de națiuni învingătoare și națiuni învinse. Toate națiunile Europei sunt egale. Asta este părerea mea. Sper, m-au întrebat și colegii de la presa maghiară, sper ca partidele politice să desemneze pe acei membri, pe acei deputați pe la care se gândesc și sper să avem rezultat. Într-adevăr, deci nu suntem, deci m-am întrebat că ceva campanie, nu, nu, nu. Deci Valea Uzului a fost ultima picătură în pahar și nu mă pregătesc nici primar, nici deputat încă o dată sau ceva. Nu are niciun caracter politic, cum ar veni, are pur simplu să rezolvăm aceste tensiuni. Este surprinzător faptul că această inițiativă vine din partea dumneavoastră, care este perceput ca un radical, să spun așa, în partea maghiară. Vă răspund. Deci, ceea ce cerem noi și ceea ce am cerut și cer în continuare, nu cer împotriva cuiva. Cer pentru noi. Acestea sunt drepturi ale omului. Deci, dacă vorbesc de autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, eu nu sunt împotriva românilor. Este greșit conceptul. Deci eu cer că asta funcționează în Europa, care este problema. Nu sunt radical.
Eu zic că sunt normal. Mă scuzați. Deci eu nu doresc tensiune, nu doresc război, deci doresc normalitate. Dacă sunt mai radical, nu sunt mai radical, poate le spun lucrurile pe nume. UDMR-ul, din păcate, timp de 30 de ani, 28%, nu s-a ocupat corespunzător de aceste probleme în Parlamentul României. Asta este părerea mea. Mi-am spus și lor, nicio problemă. Mă trag de urechi, dar asta e treaba lor. Asta așa este. Eu consider că vină are toată lumea. Că s-a ajuns aici. Deci... Credeți că se poate normalitate și fără autonomie? Păi, acum asta... Până la autonomie și până atunci trebuie normalitate. Nici fără autonomie nu este normalitate. Dar eu zic ca normalitatea să fie 100%, atunci trebuie și autonomie. Dar dacă nu, să fie numai 80%. Dar e și atunci ar fi mult mai mult. Că dacă vorbim de folosirea limbii materne și vorbim de simboluri, deci la simboluri deci nu există. Și vreau să mai spun ceva, ce am mai spus la presa maghiară, da? O să termin discuțiile săptămâna viitoare în legătură cu invitația vicepremierului Şemin Jod, care a făcut o invitație prin mine a deputaților în Ungaria. Și în Parlamentul Ungariei, ca să prezinte situația românilor din Ungaria. Deci vrem dialog și normalitate. Și am vorbit cu cei de la Partidul lui Ponta, ajutați-mă, Pro-România, am discutat cu cei din USR, ieri am căutat pe domnul Ciolacu, domnul președinte al Camerei Deputaților, a fost ocupat, lui marți mă primește, o să discut și cu dânsul și sper ca în acest an o delegație să mergem în Ungaria și la Gyula și în Budapesta să vedem care este situația, că dânsul mi-a spus, deci domnul vicepremier Şemin Jod, că în Ungaria orice om, dar și românii, poate să fluture orice steag, poate să cânte orice imn, să vedem cum e acolo și hai să facem o normalitate. Eu zic că dialogul e binevenit, mă gândesc.